Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată că am ajuns un pic la stupină. Stupina aceea care stupie, aceea care știați voi, cu câte una, două rame de albină. I-am scos acum din grajd. Vedeți, am scos și eu la lumină, hai să zic așa. Și i-am învelit cu o bucată de folie neagră. Rolul folia acestea este de a absorbi, să spunem, căldura și să le determine așa să, pe albinuțe, acele puține care sunt, să aibă curaj să iasă afară. Altfel, lucrurile stau destul de prost. Dar haideți să vă spun un lucru care pare curios. Așa cum știți, din cele 30 de lăzi, parcă, sau 31 de lăzi, care câte două am avut, câte două familie, că așa am, lada asta fiind atât de, să spunem, adaptată multor situații, funcții de nevoie de tale, repede am avut posibilitatea să o dau în două, nu trei în unul, n-am avut ce pune trei, că era câte unul de albină, nici câte una să las, și așa că le-am strâns câte două într-una. Deci, observați, sunt cele două râmpi de zbor. La fiecare din ele, râmpele sunt deschise. Câte o albinuță din când în când, de acum și târziu, e ora aproape 4 jumate sau 5 chiar. Na, iarnă încă, deci sunt afară 7-8 grade, cred. Se vede că avem zăpadă încă. Aici grajdurile s-au dărâmat. Asta este situația multora dintre grajdurile acelea de la fermele renumite. Au căzut, eram foarte trist, am și cărat dintr-un loc în altul. Mi-a fost teamă că nu cumva să mi se întâmple să cadă acoperișul și peste aceste câteva lăzi care le-am mai avut. Așa că le-am pus practic, acesta a fost grajdul, dragilor, în care le-am dus de la un loc încolo. Deci în ăsta au stat ele astea iarnă. N-au ieșit deloc la zbor, acum ies prima dată, de fapt nici n-aveau ce să iasă la zbor acolo, cum erau că domnul de albină. De aceea nici n-au murit, pentru că fiind atât de puțini, ele ce-ar fi zis, băi, dar stați o secundă, din cine să mai... dintre noi care se moară. Așa că s-au hotărât rama aceea și o să vedeți, au supraviețuit toate. Înainte de a deschide, dragilor, am să vă spun un lucru care mi s-a întâmplat. Vedeți, lucrează Dumnezeu pentru oamenii aflați în situație dificilă. Cei care ați văzut pe internet tot ce mi s-a întâmplat mie, în afară de mesaje de solidaritate, unii au hotărât chiar să mă sprijine efectiv. Așa mi s-a întâmplat cu un tânăr din Anglia, un tânăr medic la 31 de ani, m-a rugat să nu-i rostesc. Ba da, Bogdan parcă îl cheamă, sper să nu fi greșit. Am hotărât să vină chiar în sprijinul meu material. Deci să facă așa, după puterile lui, o mică donație. Acum, încă ceva care mi s-a întâmplat, vă spuneam mai devreme, reacții de acestea concrete, directe. Așa se face că într-una din zile mă sună doamna Lucia Jurcă, de undeva din Timișoara, și iată, ea este, din ce am înțeles, conduce o companie de cum să fi numind compania asta, Imaculat Luco Service, iată, dacă cred că asta este ambalat la Imaculat Luco Serv din Timișoara, vedeți adresa aici, numărul de telefon, tot. Dar ce conține? Iată ce conține, dragilor. Conține Apiluc, un produs care se administrează ca hrană stimulant pe familiile de albine începând cu februarie.
dar nu numai, după primul zbor de curățire. Deci aici vedeți, ei sunt respectoși și insistă spunând că după primul zbor de curățire, și este corect așa, pentru că în condițiile în care n-ar avea loc zborul de curățire, ele consumă și atunci rezidurile le aduc în intestin și problema e mai complicată. Deci produsul se numește, iată să vedem, Apiluc. Hrană energetică stimulativă pentru albine, vitamine, minerale, polen. Hai să vedem ce conține. Să le luăm așa ușor. Zaharoză, fructoză, glucoză, apă, făină de soia degresată, polen, vitamine A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12, C, minerale, cu toate formulele de acolo, astfel încât, după părerea mea, este un produs extraordinar de bun. Și doamna ce face? Mă sună și spune: domnule profesor, aș vrea să simțiți dorința mea de a vă putea ajuta într-un moment greu. Am văzut pe internet, am văzut că aveți câte o mână de albinuți. Haideți să încercăm să o ajutăm pe aceea, puțină cât este. Dumneavoastră, cu cunoștințele cele de a le gestiona puținul care v-a rămas, și haideți, așa cum spuneți și ați spus-o și altă dată, masă, casă, masă, casă, rasă. Dumneavoastră a spus la punct stupul, iată, eu am produsul acesta pe perioada asta de iarnă, de perioada de stimulare, am masa. Deci am pus la punct, după o rețetă proprie, un produs ca și hrană albinelor cu rol de stimulare, în afară de faptul că, să spunem, eventual venim în sprijin atunci când hrana s-a terminat pentru ca albine să moară și stimulăm dezvoltarea familiei respective. Am spus, da, dar să nu-mi refuzați, să nu mă refuzați, pentru că am de gând să vă trimit produsul acesta să-l vedeți. Dați-mi, vă rog, adresa, nu știu ce, am dat adresa, nu prea n-am sperat că doamna chiar va face lucrul acesta până la capăt, l-a și făcut atâta dragoste încât m-a surprins în modul cel mai plăcut. Așadar, dragilor, cum și observați, asta este adresa de adresa pe expeditorului. Da, cine o fi expediat, nu știu, dar la compania respectivă, Alina Stoian, probabil că cineva de acolo din companie o expediat și ajunge, cum se observați, la Ioan Ursu. Da, vedeți aici, pe numele meu a fost expediat. Numărul de telefon, pe care îl știți și voi foarte bine, nu? Iată și numărul de telefon, repet, de la probabil acele care a expediat. Iată e-mailul pentru companie. Vă dau toate aceste elemente probabil și cu gândul că poate o parte dintre voi care sunteți interesați să vă faceți așa, să rețineți și să faceți comandă, să vă interesați, nu știu. Eu vă mărturisesc că nu știu cât costă, pentru că doamna a făcut acest gest pentru mine fără să pretindă ceva, pentru că normal așa ar fi trebuit să, dar știa sesizat situația asta grea în care mă aflu. Și atunci a spus: nu, dumneavoastră trebuie să fiți ajutați în momentul de față. Să încercăm să ne refacem așa din cenușă. Poate găsim acolo scânteie în albinuțele cele, mâna cea de albinuțe. Poate reușim să le stimulăm, să încercăm o dezvoltare, să vedem ce facem. Da, dragilor, păi, iată că
oamenii de bine se adună și eu mulțumesc mult, sărut mâna doamnă pentru gestul acesta făcut și ce să vă spun, nu știu cum să vi-l întorc înapoi, dar știu un lucru, că acum, dragii mei, ajung la Timișoara, deci compania asta e din Timișoara, ajung acolo și sunt invitat de la târgul acesta apicol, unde voi ajunge chiar și cu constructorul. Așadar, cei interesați au șansa de a putea vedea stupul și chiar de a-l cumpăra, pentru că constructorul va avea la vânzare. Eu ce voi avea, eu am partea asta cu informația, da? Deci veți avea aici posibilitatea să întâlniți pachetele de DVD-uri, atât seturi așa, de pachete de DVD-uri, cum le vedeți pe internet, toate 5 pachetele, pentru că, dragilor, softul necesar trebuie să fie lucru esențial pentru ca voi să reușiți. Adică trebuie să aveți și pachetele acestea de DVD-uri. Și așa cum v-am spus și altă dată, sper să fie sensibilizat pe cei de la Ministerul Muncii, cu doamna director Grigorie, parcă Grigorie și nu știu cum, care e directorul de la reconversie profesională, cu care am stat de vorbă, și aceste pachete să vină prin Ministerul Muncii și școala aceea de apicultură care am descris-o eu să o punem în practic de curând. Sper să ajung și să... A fost foarte, foarte încântată de propunerea mea. Sper să o finalizăm. Dragilor, ce vă mai pot eu oferi acum la târgul acesta? Este și o broșură pe care am scos-o, dar din păcate n-am avut timp să o finalizez. Este numai alb-negru. Hai, ce fac? Stau în umbră, cred că. Da. Este alb-negru. Este intitulată Biostupul. Și fac o descriere a tehnologiei. Iată, aici o să vedeți avantajele. Apoi, Biostupul și noua tehnologie, dragilor. Fac o descriere a acestei noi tehnologii. Deci veți beneficia de aceste reviste. Așadar, căutați-ne la standul, nu știu care va fi standul acela, dar mi s-a promis chiar și faptul că voi avea și o intervenție în momentul acela în care se va organiza. Eu voi ține o prelegere, hai să spun așa, în legătură cu Biostupul. În mare, voi prezenta broșura asta, conținutul broșurii acestea și chiar voi spun, vorbi și despre discuția care am avut-o cu doamna director și cam care este punctul de vedere în proiectul acesta care l-am propus în vederea unei altfel de școală, o altfel de școală decât cea de până acum. Sigur că veți găsi aici, dragii mei, și pliantul acesta cu Biostupul și de asemenea DVD-ul în care prezint mai pendelete, așa cum acolo la toate târgurile ați văzut, am fost nevoit să repet de 7, de 10 ori, vine fiecare cu câte o întrebare și na, destul de dificil după 3-4 ore de discuții continuu, că ce vedeți voi pe internet doar au fost secvențe, pentru că altfel eu am avut tot timpul. Aici iată și video matematica, deci am două mari proiecte, dragilor, cele 17 volume de matematică, au fost 16 până acum, 17, așa cum îl vedeți pe ăsta ca și o mostră a... Iată, teste pentru capacitate. Vedeți aici. Avem pe toate celelalte. Nu le-am mai scos. Dar voi le puteți aici analiza combinatorică, progresii. Deci cei care aveți nevoie, vă puteți... O să aduc și la târgul acesta la Timișoara să vi le prezint. Însă
mai esențial lucru este să rețineți numerele de telefon, acolo unde puteți comanda. Se găsesc pe internet, se găsește pe internet numărul de telefon, unde și e-mailul pentru ca să faceți comenzi, și n-aveți decât să le găsiți pe internet. Și dacă nu, în pliantele acestea care vi le vom da, veți găsi așa ceva. Vă spuneam că aici am descris cu foarte multe, cu mult lux de amănunt, ce? Am stupul în sine și pe filmul făcut pentru prezentarea stupului se găsește în acest DVD. Așadar, DVD-ul, pliantul și broșurica. Dacă mai aveam timp un pic, broșurica asta trebuia să fie color, într-o altă formă de organizare, însă timpul nu mi-a mai permis. Probabil că va ajunge la constructor și constructorul aceea color sau cu altă prejurare, sau știu eu, dacă voi vă doriți în pachetele de video care vi le trimit să vă pun și broșurica și asta. Vezi, hotără voi cum vreți, cum doriți. Și cred că așa va fi. Când cei care iau și pachetul ăsta de DVD-uri, de pachetele de DVD-uri sau chiar și un pachet, să le punem și broșurica în pachetul acela. Da, este o idee nouă și așa o să facem, ca voi să intrați și în posesia broșurii acestea pentru început, biostupul în care, nu, vorbesc acolo, apare și partea scrisă cu poze, o să fie interesant, o să vă placă foarte tare. Da, asta este manualul video pentru bacalaureat, un articol scris apărut în evenimentul zilei. Îl găsiți pe internet, dragii mei, da, și vă puteți informa de acolo. Așa încât acestea sunt lucrurile pe care am dorit să vi le prezint. Repet, cu doamna Jurcă, mă găsesc acum la Timișoara, am să ajung chiar la standul dumneiei, o să stăm de vorbă acolo, chiar mi-aș dori, doamna Jurcă, să fiu chiar lângă standul dumneavoastră acolo, chiar, cum să spun, pentru gestul ăsta pe care l-ați făcut, mă simt obligat să în ferestre măcar stăm de vorbă, pentru că chiar m-a surprins în modul cel mai plăcut. Ce bine că mai sunt și oameni de aceștia care sară în ajutor în momentele acestea grele, când iată unul dintre semeni trece pentru un moment greu datorită ticăloșilor care sunt. Așa că vă mai spun și încă ceva, dragii mei, probabil am să vă și arăt asta. Eu am făcut, n-am mai vorbit nimic despre evoluția procesului. Am făcut la Ministerul de Interne, s-a deplasat un comisar șef de la Ministerul, de la IGP, da, de la, deci IGP și la direcție. Am stat de vorbă și acum a fost dat la, pentru că acolo e o mizerie cu justiția, cu împrinsă și procuror și judecător, deci e greu, foarte greu. Îi pui pe ei să facă anchetă cei care au participat la momentul acela de luarea stupinii. Deci polițiștii, cei care s-au băgat ei și au zis că fac ei anchetă, și de aceea s-au și băgat, că mersesem de la Bârlad, pe poliția de la Bârlad și nu cea de la CFR, dar CFR-ul a apărut, el participase seara la furt și atunci eu le-am spus, ăstora nu-i treaba voastră, e a mea. Deși competența era numai la 6 metri stânga-dreapta de linia ferată, dar da, nu altcineva trebuie să facă ancheta, ci el, pentru că judecătorul Bosânceanu dirija ancheta în favoarea lor, așa încât cele 500 de familii distruse să nu fie un obiect al furtului și al distrugerii, ci să fie așa o neînțelegere, o bagatelă. De aceea au împins și spre civil, iar în penal doar faptul că m-au lovit. În rest n-am avut importanță. Repet, mi se pare că la
la București acum, nu știu la ce, acest Solomon, parcă îl chema pe comisarul șef, mi-a trimis, am să vă arăt într-un alt filmuleț exact răspunsul care a venit de la, de la București, la Ministerul de Interne. Să sperăm că undeva se va face dreptate, dar iată, timpul evoluează, albinuțele acelea nu cred că au mai supraviețuit, dar nici eu cred că au și fost vândute, că au avut ăștia atâta, să spunem, inițiativă, încât să le vândă de urgență, pentru că n-avea cine să le îngrijească pentru toamnă și peste iarnă. Acum, probabil, zăzile sunt goale, ei își văd de treabă, că și-au dat seama rapid că nu se poate ca să continui cu fondurile europene, și în condițiile astea le-au distrus în mod sigur. Deci da, articolul ăsta, dacă îl vedeți, vreți să-l vedeți, îl puteți găsi acolo la Prof Online. Când dați click pe partea cea dreaptă, acolo îl găsiți de la evenimentul zilei. Așa, dragilor, haideți acum să ne deplasăm. Așa, deci broșurile și toate lucrurile acestea le aduc și le veți vedea cu tot dragul pentru voi. Le-am pregătit și aștept să ne întâlnim. Așa, iată, să ne deplasăm la o familie, la câteva familii, să vedem turtele cele care le-am pus, dacă au fost ori nu luate de albine. Le-am pus de nu de mult timp, pentru că stând cu stupii în interior, acolo foarte bine precizat doamna, după ce ies la un zbor de curățire. Ori eu n-am ieșit, toată iarna n-au ieșit. Deci n-am avut nicio, din moment care am intrat în game, n-au mai ieșit niciodată. Și atunci eu mi-am pus problema dacă să le pun sau să nu aștept un pic. Și m-am așteptat, am pus acum. Haideți să vedem. Sunt singur aici, sigur am să pot lucra mai greu. Deci cu o mână trebuie să filmez, cu alta să fac lucrarea de aici. Deci am dat capacul. Îl vedeți aici, undeva. Și haideți să deschideți să vedem ce s-a întâmplat. Ia să vedem dacă albințele s-au dus în rama din anticameră. Da, s-au dus. Iată, dragilor. Merită să vedeți, așa cum vă spuneam. Ele sunt ușor, se împing spre, pentru a umple complet spațiu până la capăt. Acesta este apilucul. Iată că au început să ciugulească așa din margine. Da, vedeți că au fost tăiată. Haideți să facem încă o chestie acum. O să încerc să tai așa fel încât să ofer o zonă mai mare pentru albinuțe. Deci ia uitați-o cum albinuța vine și trage de acolo. Tai cu caterul. Deci tăiem așa cu caterul acesta și să deschidem, ca și pe partea asta albinuța se poate ajunge. Deci nu mai pe o parte, ci pe ambele părți. Dar ea acum este foarte tare frământată de faptul că probabil că are miere. A rămas pe patru rame. Așa, și acum în felul ăsta i-am dat drumul aici. Îi dăm și în partea cealaltă. Iată.
Deci am tăiat-o. Da? Și acum... O deschid. Uitați așa, mă. Trag în felul ăsta. Da? Să... Poate să fie zona mai mare expusă și albinuții să poată lua. Deci așa am deschis-o, așa cum era în partea asfaltă, deci s-au putut ele duce. Deci asta este rana de care am vorbit, apilucul. Și acum să vedem dacă avem în anticameră. Sigur că avem albinuța. Ia să vedem aici. Vă spuneam că se formează pe acolo, prin... Ia uitați-vă, dragilor. Albina a venit în anticamere. Spectaculos lucru. Acum, eu am să fac următoarea mișcare. Am să o întorc invers. Deși ea mai are mierii. Ca să întorc invers ca să ia din partea cealaltă. Așa, a fost o ramă plină. Deci, uitați cât de frumos se lucrează cu rama prinsă în anticameră. Da? Deci, este minunat. În anii din urmă, știți, de fiecare dată ce trebuie să o spunem pe cea dreaptă, suntem dependenți, faptul că noi avem o perioadă lungă, suntem dependenți foarte tare de ieșitul albinei la zbor. Eu anul ăsta n-am avut ce face, n-aveam soluția de a le păstra afară, deci dacă le lăsăm afară, probabil că erau terminate. Și atunci le-am băgat, așa cum știți, în adăpostul acela. Și în condițiile astea n-au ieșit deloc la zbor. Deci, până acum, în martie, am stat complet închis. Ar fi trebuit, dacă problemele ar fi fost complicate, dacă albina consuma, ar fi trebuit să avem deja pete de diarie. Ei, observați că nu avem și asta mă bucur foarte tare. Este semn că au supraviețuit bine, așa puține cât au fost. Și acum punem la loc și ne ducem și la vecinul. Studiem și acolo. Vom face aceeași mișcare, dacă albina nu... Deci aceeași mișcare să putem... Așa, iată, prin folii citim, dragilor. Deci avem trei rame și acolo trebuia strâns mai mult. Trebuia a doua etapă. Așa fel încât de acum să se umple complet rame, până la capăt. Acolo am lăsat pe 4 rame. Au fost pe 5 și am lăsat pe 4. Trebuia să mai duc încă o etapă, să mă duc pe 3 rame. Da? Deci, vedeți voi, pe strângerea asta să facem 2 etape. Dacă n-ai strâns suficient, am avut chiar așa, acum când am mers la Cluj, o discuție cu un domn care spunea: profesoare, să nu mai vorbești, că sunt mai tâmpenii, spui, și nu știu ce, că să vezi, cum să faci tu, ai mutat sfera. Deci corect este să se facă doar pe un capăt, atât. De ce lăsăm 5-6 rame ca să facă sfera foarte bine și cealaltă jumătate, zic eu, ce face? Nu e nicio problemă. Merge treaba. Eu am spus, merge, dar uite că la mine am să arăt că anul ăsta, asta e surpriză, nici o familie nu mi-a murit, familie, nici un nucleu de ăsta care l-am avut eu. Deci pe 3 rame, așa cum vedeți, ăsta este o familie foarte puternică pentru mine. Da, pentru că am avut, o să vedeți, am și pe o ramă, o singură ramă, asta a fost. Deci a supraviețuit. Ei, nu este o supraviețuire de dorit pentru nimeni la astfel de chestii, dar ce să facem? Ne adaptăm. Așadar, acum, vedeți, punându-i și de jur împrejur folia asta, sacul ăsta,
negru. De ce negru? Pentru ca să absorbe căldura, da? Asta este motivul. Lada să fie încălzită și să putem să avem condiții cât de cât, să putem supraviețui. Asta a fost toată problema. Și acum hai să vedem ce este înăuntru. Iată, dragilor, s-a apucat albinuța. Deci, ea a fost până în margine, ca să înțelegeți, da? Și iată, de acolo, din margine, ea începe să tragă. Dacă este în anticameră, 100% este anticameră. Iată, dacă e așa permis, a putut trece și în partea asta. Adică, dacă s-a încălzit un pic și a putut să treacă, a făcut-o și a ajuns chiar din mai mult de anticameră și dincolo de anticameră. Aici avem albină cât... Hai să vedem, să o duc și pe partea cealaltă. Deci albina de aici, fiindcă am strâns-o mai bine, și pe o parte și pe alta lucrează, da? Haideți să vedeți, dragii mei, că așa este. Deci, este foarte interesant cum ea lucrează pe ambele părți. Acum știți ce am să fac? În mod normal, dacă nu mai am miere și am încă, acesta e pe partea cealaltă a anticamerei. Totul a fost luat, dragilor, da? Pe acolo vedeți. Totul a fost luat. Prin anticameri, ferestruca aceea de acolo, fereastra micuță, albina a lucrat, am venit, mi-a luat mierea. Ia să vedem pe partea asta altă care a fost mai aproape, aproape a curățat-o. Da, 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 da. E superb. Chiar din azi m-am luat. Ei, n-am mască și eu sunt vinovatul. Trebuie să o recunosc. Deci aici este curată. Ce fac? O mai las pe partea asta altă? Deși corect ar fi să fac în felul următor. Dintre... Na. Dacă trebuie să vă zic că asta este reacția naturală când te înțeapă din nas, strănuț de... Nu zic să crezi. Dar mă fac un fel. Cere tare că acolo camera a rămas deoparte, dragilor. Da. Ia să vedem ce miere mai avem noi pe aici. Deci, este tras, asta este. Hai să o băgăm pe asta. Da, așa fac. Deci o să bag în anticameră. O altă ramă. Și rama asta o să o las ca albina să meargă singură. Sau din mai vorba mea. Dar acum să vă fac să înțelegeți. Deci în anticameră o să pun pe rama asta care are mai multe miere. Da? Și cealaltă este aproape pe sfârșit. Tot am umblat. În afară de hrana care o am acolo deasupra, voi pune și în anticameră o ramă mai bogată, mai valoroasă, cu multă miere. Și totuși, din cele două rame care le am la dispoziție, cred că am să-mi trec în anticameră, să vedeți de ce fac asta. Deci în anticameră o trec pe asta, dragii mei. Care e motivul de a-mi hotărât? Pentru că am și păsturi. Deci am văzut că am și păsturi și acum am o mare nevoie de păsturi. Deci cum să nu o trec pe asta? Nici nu stau pe gânduri. Deși e mai deschis la culoare și nu e așa de mare bucurie pe ele la populat, dar am să o trec pe ea. Și acum, iată albinuța de pe diafragma dinainte, s-a adunat, stă ghem, așa că nu-i loc încântată. S-a răcit afară și de aceea. Hai să vedem cum procedăm acum.
Cred că această rama aceea care, pe care este mult albină, am să o curăț, am să o scutur, deși nu am curajul ăsta că nu mi-a luat-o mască, dar iată, dragii mei, cum arată rama din anticameră. Pe o parte asta care a fost chiar cu fața spre fereastră, toată este curățată. Partea asta altă mai avem un puțin, foarte puțin. Doar peticul ăsta. Și cum să o las eu pe asta, câtă vreme am pe una și chiar și cu păstură. De aceea, lucrarea mea este următoarea acum. Da? Deci ce facem? Ne ducem. Da, când și filmez cu o mână, cu cealaltă să e greu. Dar haide să facem operația, să sperăm că și reușim. Așa. Acum punem pe asta neagră, diafragma asta și în sfârșit rama aceea cu albinuță, iar pasta care am scuturat-o nu mai pune deloc. Ce răsare să mai punem, deși mare puțin în miere, dar iată de ce nu o mai pun, pentru că aici am scuturat, din păcate, albina trebuia să fie scuturat dincolo de diafragmă ca să nu rămână o parte de aici puneva și să moară. Da, am greșit. Altă dată să fiu mai atent. Și acum punem la loc. Da, și iată că am rezolvat problema și aici. Da. N-am mai închis deloc camera, chiar dacă sunt niște goluri acolo. La filmare, eu am vorbit între timp și voi ați auzit cam ce am vorbit eu. Da, vă spuneam că asta este, dragii mei, rama pe care am ridicat-o din cuib. Pe partea asta este goală, goală, goală. Urmăriți-o. Deci, celulele sunt complet goale. A tras-o foarte bine. Doar mai am aici un pic, da? Acolo câteva celule, dar acolo sunt goale. Ne uităm. Goale, goale. Și în partea asta altă, un petic. Asta este peticul de miere necăpăcite, l-au pornit dintr-o margine și l-au curățat ușor, ușor și și-au tras-o. Vedeți? O luat-o și pe partea cealaltă. Este spectaculos. De aceea, nu mă criticați, ci mai degrabă faceți asta. Cetățeanul, apicultorul acela care vin la Cluj, îi răspund acum. Te rog să vezi filmul ăsta. Și să vezi cum anume se întâmplă cu rama aceasta din anticameră. Dar spectaculos pentru voi, acum poate să înceapă chiar și pentru cu hrănirea întrei, cei care aveți tupul întrei. În anticameră știți cine poate să fie acum. Deci în anticameră, în momentul de față, poate să fie chiar rama. Iată aici că Dumnezeu și am mai albină mai multă. Vedeți, dragii, s-a întâmplat? Deci anticamera, au căzut rama de acolo, albina a trecut și trage din... Ei, să vedem acum ce s-a întâmplat cu anticamera. Așa. Iată că aici trebuie să facem operația următoare. O mers, s-o lipit cele două și albinuțele nu pot roade chestia asta.
Și atunci am să fac în felul următor. Tai cum am făcut și data trecută dincolo cu scula asta. Deci am tăiat-o și acum o desfac. Uitați așa, dragilor. Ca să-i ofer ocazia să vină și aici. Fac același lucru și în capătul celălalt. Haideți să vedem cum să facem. Haideți, fetelor, că aici avem o ramă cu miere și a ajuns, fiindcă a fost un pic timpul mai prielnic, a ajuns în partea asta de diafragme. Deci ele, să vedem cum s-au comportat cu diafragma. Să vedem ce s-a întâmplat cu diafragma, mama, au sau nu? Să o cercetăm și în funcție de felul în care, în funcție de situația în care se află rama, o lăsăm sau punem alta. Ia uitați cât de spectaculos este. E full cu albine și asta de aici din diafragmă și rama. Dragilor, iată, uitați, albina, rama din diafragmă este greuță, iar cea care lipește, care a fost lipită, a făcut ca albina să fie până lângă diafragmă. Prin ochiul respectiv a trecut, este strânsă foarte bine și de aceea șansele au fost foarte mari. Deci de când mi-a venit în minte ideea asta cu diafragma, am și pus-o pe internet, cred că vreo luni de zile, la începutul lui februarie, am apelat, mi-a șoptit-o doamne la ureche și atunci am fugit repede, am și anunțat, am făcut și la Tisa Silvestra același lucru. Vedeți, și v-am anunțat și pe voi, iată, așa trebuie pregătită. Cu cât o ținem mai mult, rezolvăm cea mai importantă problemă. Căldura, dragii mei. Iată cât e de important, căldura. Ea e strânsă aici până la capăt. Observați că avem albină până la capăt. Și asta face ca acolo temperatura să fie ușor de ținut la 35 grade și matca să ouă foarte bine. Da? Deci, rama din anticameră acum este plină cu albină. Da? Rama din anticameră, dragilor. Haideți să acoperim, să vedem și mai departe o altă familie. Ia pe tot, pe trei rame a rămas. Dar ideea strângerii cuibului a fost esențială. Esențială. Ea a fost pe 4, da? Am sunt pe 3. Și acum acolo pe 3 s-a umplut. Dacă o lăsam așa largă, nu mergea. Așa că acum, sau chiar din februarie începând, era absolut necesar să strângeți cuibul. Încă o situație. Tot așa pe 3. Deci tot așa pe 3 suntem. Așa sunt familiile de vârf ale mele. Nu mint. Sunt familiile cele mai bune care le-am pe 3. Și cu o ramă în anticameră. Și cu deci cuibul pe 3 rame. Cea mai mare performanță. Vă rog să urmăriți, haideți împreună să o facem, să vedeți că de la un cap la altul sunt pline cu albine. Aici, în capăt, a început să și consume. Și acum noi îl tragem ușor ca să le ajutăm. Și facem mișcarea ce de v-am spus-o. Adică decupăm aici
Ia uitați. Tăiem așa cu finuți și îndată aici, chiar în porțiunea asta, să desfacem ca albina să poată veni și să consume și în partea asta. Deci așa trebuie, vă, dragilor, cei care luați turtele acestea, trebuie să faceți această mișcare ca albinuțele să poată lua din toate părțile. Ia uitați așa. Am cele mai puternice familii acestea care le vedeți pe terame. Azi din ecaz. Da, stați o secundă că dacă matca se dovedește de valoare, acestea se dezvoltă ușor, ușor, acolo. Acum să vedem ce se întâmplă cu rama din anticameră, să vedem dacă ea are, mai are miere sau nu. Ia uitați-vă, dragilor, ca să înțelegeți încă o dată ce spectacol se produce. Este albină pe diafragma asta. Da. Iar acolo, în rama de anticameră, este populată. Hai, gata. Ei, ha, ce cauți pe acolo? Rama din anticameră este populată și pe partea asta. Acum, hai să o ridicăm, să vedem câte miere mai are. Deci, numai cât o ridicăm. Și ne dăm seama câte miere mai are. Dacă nu mai are, trebuie să băgăm o altă ramă. Hai să vedem așa ușor. Haideți să o cercetăm. Deci ea este de jos populată, începând. De acolo a trecut ea, printr-o găurică acea micuță. I-am creat sentimentul de cules. Să vedem cum stă pe rama chiar pe partea cealaltă, dragilor. Sper că are mai multă albină. Sigur că așa este. Da? Pe rama, pe partea dinspre, diafragmă a ochiului, este mai multă albină. Și ea trage ușor, ușor și duce în cuib, dă sentimentul de cules, spectaculos. Mi-am dat seama că am miere, dar am vrut să vă arat cam cum lucrează. Deci câtă vreme își permite să treacă mai mult albină, o face și populează foarte bine rama din anticameră. Până o termină. Când o terminat-o, iată, eu observ aici cât de bine stă full. Când rama din anticameră va fi full de albină, atunci lărgesc cuibul, da? Deci abia atunci lărgesc cuibul. Este semn că ea cere o ramă. Nu se deschide, cum să vă spun, este mare greșeală. Am făcut-o și eu, n-am știut deloc asta. Abia acum, cu chestia cu anticameră, n-am folosit într-un an. Probabil că vrând Dumnezeu să întâmple necazul ăsta al meu, ca să-mi pun mintea la treabă și să descoperi chestia asta. Deci acum ea lucrează în anticameră foarte bine prin ochiul acela și transportă mierea în cuib. Așa cum o vedeți acum cele trei rame sunt pline cu albină de sus până jos. Deci cu intervale cu tot. Da? Deci asta înseamnă că avem aproximativ un kilogram de albină aici. Și asta pentru mine e mare, mare, mare bucurie. Mare bucurie că puteam să nu am nimic. Mulțumesc Dumnezeu pentru toți și pentru toate. Probabil că așa trebuie să fie. Sper că Dumnezeu să mă ajute și să recuperăm câte ceva. Dacă cât a vrea Dumnezeu. Oricum, derbedeie ce trebuie să-și primească pedeapsa. Derbedeii vorbesc cu judecători, cu tot grupul acela care a fost organizat. Pentru că nu îndrăzneau ei să facă chestia asta, decât dacă aveau siguranța că totul este pus la punct, așa cum spunea el,
mie, justiție, poliții, cei pe plan local, nimeni nu poate. Toți suntem prinși în grup, domn profesor. Și dacă toți suntem prinși în grup, credeți dumneavoastră că eu puteam face toate chestiile astea de unul singur? Păi, braconajul și toate chestiile care aveam, le făceam. Păi le făceam pentru că era tot organizat. Aveam măcelăria care, la care ajungeam cu porcii mistreți și cu vânatul care îl aveam. Motorina cu care scoteam aici era gata, organizat. Păi se știa tot, zice, na. Bine, bă, că se știa. Dar cred că vine și timpul ca să cei care au urechi de auzit să audă și să reacționeze. De fapt, eu am făcut demersul de toate, numai acum reacția lor trebuie să produc. Deci, dragii mei, iată, v-am arătat acest lucru interesant, eu zic. Nu mai deschid, că e târziu. Am să văd că este ceasul, dar cred că este peste 5, peste ora 5 și nu am cum să mai continui, că e rece. Ce mi-am dorit eu? Mi-am dorit să vă arăt acest spectacol extraordinar cu rama în anticameră. Vă mai arăt, haideți să vă mai arăt doar încă un stup, deci doi, cum vedeți, doi am trecut în revistă, da? Doi am trecut în revistă, acum să mă duc și la al treilea și să văd ăsta pe câte rame este. Sunt curios, dar nu mai umblu la el, numai așa mă uit prin exterior, prin folie, dragi, o să privim, să vedem ce este cu el. Uai, nu fi de ochi, ăsta este un spectacol, are patru rame. Patru rame, dragilor. Nu m-am gândit că să mai am și cu patru, mă gândeam că maxim trei. Iar rama din anticameră, hai să o privim un pic, că Albina s-a dus mai dincolo de rama de anticameră. S-ar putea ca rama de anticameră să fie full cu Albina și asta e semn că ea cere o altă ramă. Cere extindere, dragilor. Cum? Să-l extind eu? Din cine? Ce? Cum? Oh, nu vine să cred. Nu vine să cred. Dar în mod normal, la apicultori, acum trebuie să aibă pe 5-6 rame de albină, aceia care au stupi, cu adevărat, full cu albină, de sus până jos. Cum vedeți aici, totul trebuie să fie de un capul la celălalt prins cu albină. Haideți împreună să vedem ce s-a întâmplat aici. Deci, rama din anticameră. Ramele celelalte patru, cum vedeți, sunt full de la un capul la celălaltul, cu albină. Ce s-a întâmplat cu rama de anticameră? Să o studiem. Am și emoții, așa că n-am văzut așa la stupina mea pe cea de-a cincea veni ramă să fie așa de plină. Deci spune voi că ce profesorii vorbești de chestii de astea când noi vedem că ia uitați, e goală gol, să mi-am dat seama de când am ridicat-o. Rama din anticameră este populată cu albină. Albină o tras-o, cere mâncare, urgență mare, deci cere o ramă plină cu miere. Ea o luat-o, mai este puțin, foarte puțin. Dar nu ne mai lăsăm noi pe mâna unei rame de acestea, ci o să facem un lucru următor. O să las aici și o scutur și bag aici o ramă cu miere. De unde găsesc? N-am ce face. Deci obligatoriu trebuie să fac chestia asta. Ce bine că am intervenit. Deci concluzia este că trebuie să iau toate familiile la mână. Sper că mâine să fie un timp mai bun, să mai găsesc și o fereastră de timp și să fac chestia asta. Deci să le iau pe toate. Și acolo unde îți găsesc situații de acestea, da, nu cred că mai găsesc, că nu am ocazia, haide mă, fetițul, lăsați-mă, e târziu și... ele atac. Așa, schimb cele două rame între ele, asta fac, dragii mei, și nu mai scutur. Asta o pun din coace și ea se va retrage. Hai să fac așa.
Da, așa. E cum de-am venit de fără mască. Așa-mi trebuie. Am venit să umblu, am zis mai să vă arăt vouă la 1, 2, prin, am zis că mă uit prin, doar prin folie, dar iată că am făcut mai mult. Numai cât m-am uitat, am și lucrat un pic, pentru că era esențial să vă arăt așa cum. Și să vă spun ce am făcut acum, le ascult, ca să vă pot spune. Ia uitați ce am făcut aici. Să înțelegeți. Fiindcă rama din anticameră, asta din margine era plină cu albină și era goală, dragii mei, pe ea am trecut-o la margine și am băgat-o pe cealaltă în anticameră. Deci în anticameră am băgat-o pe rama care era dincoace și ea are mai multe mieri, cealaltă era puțină, era spre sfârșit. Și mi-am spus, dacă rămâne fără miere, hai să facem treaba. Și am făcut-o. Acum punem la loc și cu ocazia asta am terminat povestea. Și închid și eu, am să închid stupul acesta și cu ocazia asta și camera și să vă spun, dragilor, că chiar am o bucurie imensă că am reușit să vă prezint situația asta. Deocamdată am avut aici numai familii puternice. Să vedem și vecina, că tot am desfăcut-o. Hai să vedem și pe vecină. Și vecina stă pe trei rame. Tot așa și ea, dar nu mai deschid acum. Tot așa și ea în anticameră are albină. Este semn că treaba asta merge foarte, foarte bine. Deci o să opresc aici și mâine când reiau, știu că îmi reiau de aici. Da. Așa este. Este esențial să avem căldură. Tot secretul este căldură. Iar căldura am făcut-o strângând cuibul. Cât de simplu, cât de simplu. Nu prin consum de mieri și... Nu, strângând cuibul. Bine, la revedere, dragilor, și pe curând. Sper că v-am făcut o surpriză plăcută. Vizionând voi acest film, veți înțelege de ce este mare nevoie să faceți voi acasă așa. Dacă n-ați făcut-o, faceți-o de acum. Din clipa asta, ori de cât, sau cât de timpuriu, faceți treaba asta. Vă mulțumesc!